Bună seara și bine v-am regăsit la Filmic by STV. Astăzi seară avem din nou 3 invitați. Cred că anul acesta, adică în ediția asta, toți 3 invitații sunt pentru prima oară la participanți la Filmic. Haideți să vedem care sunt. Numele meu este Vaida Bianca și am 17 ani. Ok. Numele meu este Manuela Luca și am 10 ani. Numele meu este Meșan Taniarisa și am 9 ani. Ok. Și anul ăsta sunteți prima oară la STV și la Filmic? Da. Okay. Da. O să vă întreb așa pe rând, o să încep cu ele două și după aia cu tine. Unde ați auzit prima oară de Filmic? Eu am auzit de la mătușa mea, Romina. Ok. Părinții mei. Ok. Poți să mai îmi zici odată cum te numești? Tim? Poți să mai îmi zici odată cum te numești? Raluca. Raluca? Da. Ok. Așa, deci tu ai văzut pe Facebook. Și în ceilalți ani nu ai văzut? Cine ți-a zis că nu? N-ai știut. Bine, eu nu prea văd pe Facebook. Părinții mei mai mult și... Ok. Și ei au văzut și ți-au propus? Da. Și ai fost de acord sau da, n-ai știut dacă... Da. Bine, m-am întrebat dacă vreau să mergi și am zis că da. Și ți-au povestit cam ce facem aici? Sau? Nu știam exact. Adică... M-am văzut că punem... Să facem ceva, să filmăm sau... M-am gândit așa și am zis că... Na. Că ar fi fain. Da. Și acum te bucur că ai venit? Da. Sau îți pare rău? Mă bucur. Te bucur. Până acum, nu știu la câte, la câte săptămâni ai fost deja. Ai fost în prima săptămână. Da, dar n-am dat până la final. Uh-huh. Și ai învățat chestii noi. Da. Da. De copii îți place? De grup? Te-ai împrietenit cu cineva până acum? Da. Și nu cunoșteai pe nimeni? Știam câteva fete de la mine din clasă și încă o fată. Ok. Dar și ele au venit prima oară anul ăsta? Sau? Păi o fată pe care de la mine din clasă a venit a doua oară. Cine? Sania. Sania, ah, da. Nu știu chiar dacă a doua oară, dar... Da, a doua, anul trecut a fost prima oară. Ok. Tania, cum ți s-a părut? Mi s-a părut super interesant. Nu am cunoscut aproape pe nimeni. Uh-huh. Am cunoscut câțiva prieteni de-a mei. Uh-huh. De dinainte? Da. Și restul, cum ți s-au părut? Așa, copiii în general, uh-huh, că sunt mulți. Mi s-au părut copii normali. Și nu te-ai împrietenit cu cineva nou? De când? Ba da, m-am împrietenit. Cu cine? Cu una pe care o chema Alexandra. Da. A zis că îi spune Ale. Și ție îți place așa în general ce facem? Îmi place foarte mult. Foarte mult. Dar ce îți place cel mai mult? Când filmăm. Ok. Tu nu ai apucat să vezi ce am făcut noi în ceilalți ani, nu? Nu, n-am apucat să văd, numai câteva filmări. Uh-huh. Bianca? Păi eu am aflat de la voi de acest proiect, să-i spun așa, și mi s-a părut o chestie destul de interesantă, ca o activitate pe vară, din care aș avea foarte multe de învățat și o experiență nouă. Ok. Dar înainte să vii la STV, nu știai de Știam filmic. Ceva, dar nu,
nefiind în majoritatea timpului acasă, pe perioada verii auzeam, dar nu știam că nu pot să particip. Ok. Și nici n-ai apucat să vezi filmul ăla de anul trecut? Foarte puțin din el. Ok. Acolo, pe teatrul de vară? Da. Tu? Ți-ai găsit ceva prieteni noi pe aici? Sau? Ei știam, pe majoritatea. Ok. Ce activități mai aveți așa în timpul liber, Bianca? Dansuri am făcut. Sârbești? Sau românești? Maghiare. Ah, maghiare. Dar de când a venit pandemia nu am mai făcut așa mare parte de, din ele, pentru că a venit perioada aceea de carantină și ulterior am avut eu alte activități extrașcolare. Mm-hmm. Iar în rest, așa ca hobby-uri, să le spun așa, mai mult cursurile de limbi străine, spre exemplu, sau... Ok. Raluca? Da. Tu ce activități mai așa în timpul verii? Dansuri. Dansuri și tu? Dar sârbești, românești, maghiare? De care? De? Ce fel de dansuri? Bulgărești, ok. N-am nimerit. Ok. Și îți place? Da. Tania? Tu da. Ce mai faci așa în timpul liber? Eu mă mai duc la strand. Și mă mai joc cu prietenii mei. Mai duc în unele locuri. Ai fost undeva special vara asta? Vara asta, da, am fost undeva special. Unde? Am fost într-un aquapark, ceva de genul ăsta, din Arad. Ok. Păi și cum e acolo? E foarte frumos. Îmi place foarte mult. Au dat cu spumă. Ok. Ați făcut spuma party? Sau cum îi zice? Nu știu. Eu îi zic spumă. Ok. Și cu mai mulți copii, cu muzică, cum? Mai mulți copii, muzică. Ok. Și ați stat toată ziua? Am stat aproape toată ziua, până ora 2-3. Ok. Cu cine ai fost? Cu tatăl meu, cu verișorii mei. Nașa, nașu. Oh, ce fain. Și tu, Raluca, ai fost undeva vara asta? Unde? Păi am fost în Transilvania, la Dinopark. Păi am fost la San Luis Potosí. M-am plimbat cu barca pe Dunăre și cam atât. Ok. E destul de multe chestii. Bianca? Eu am fost la mare. Și apoi am încercat să mă axez pe partea asta de călătorit mai mult în zona noastră, în județul Timiș, și să cunosc locurile frumoase pe care le avem aici. Ok. Și ce ai descoperit? Chiar ieri cu voi, un loc foarte simpatic, să-i spun așa, la Reșița, la Trenulețe. Da, muzeul trenurilor sau de locomotive. Locomotivelor. Și acolo mi s-a părut o experiență foarte drăguță de a cunoaște atât trecutul cât și prezentul în același timp. Ok. Ai învățat ceva ce ți s-a părut așa super interesant și... Nu chiar, că studiasem înainte despre... Okay. Despre locomotive sau nu, în general de zona? În general de zona. Ok. Cam ce v-ați dori voi să faceți la filmic anul ăsta? Nu știu, hai să începem cu Tania. Eu... am început să filmez și chiar îmi place să fac mult asta și vreau să rămână tot asta. Cu filmatul. Pentru că îmi place foarte mult. Luca?
Nu știi încă. Da, așa, cam din activitățile pe care le-am făcut, cam ce... ce-ți dorești? Nu am chiar o dorință anume. Sau, în general, activități de grup, să da. Facem împreună? Ok. Bianca, nu știu dacă te-ai gândit. O idee pe care, pe care mi-ar plăcea să o facem, să o realizăm, poate cu colegii mai mari, este un filmuleț, exact așa cum a fost și anul trecut, doar că bazat pe altă temă, cum ar fi oprirea bullying-ului din școli sau... Ok, vrei o temă socială. Da. Ok. Sau de ce nu prioritizarea părții acesteia de acordarea primului ajutor sau anumite părți ale educației pe care nu se care nu sunt incluse în școli momentan. Mm-hmm. Adică lucruri utile care nu sunt în programa școlară, nu are cine să te învețe, dar așa mai mult în scop educativ sau de să conștientizeze lumea. Da. Ok. O să vă întreb și pe voi de planuri de viitor, chiar dacă sunteți cel puțin voi două destul de mici, dar poate v-ați gândit deja, uite, eu vreau să mă fac ceva când o să fiu mare. Eu încă nu sunt sigură. Nu ești sigură. Și asta e foarte bine. Măcar ai curajul să zici și mai ai timp de să te gândești. Dar așa, nu știu, ceva ce poate nu te-ai hotărât, dar ai văzut pe cineva care îți place, nu știu. Nu știu, poate ai văzut o persoană și zici, uite, aș vrea și eu să fac... Mi se pare interesant să mă fac polițistă, dar nu sunt sigură de asta. O să mă mai gândesc la asta. Ok. Aluca? Nu te-ai gândit? Ok. Bianca? Eu, momentan, vreau să văd ce... ce-mi place să fac, să descoper la ce mă pricep cel mai bine din mai multe categorii pe care eu le consider atractive în momentul de față și apoi să mă decid ce vreau. Deci merge așa încet. Da. Experimentez mai multe părți și decid, iau o decizie la final. Să știi că e foarte sănătos. Să vezi ce ai în față și te hotărăști când vine momentul. Mm-hmm. Ce să vă mai întreb? Dacă ar fi să alegeți un film preferat sau un serial preferat? Bianca? Eu am descoperit acum de curând un film nou. Se numește Pe română e cineva la tine acasă. E horror, dar este ceva de neratat din punctul meu de vedere. Ok. N-am primit și eu printr-o recomandare, dar mi se pare super fain. Dar nu e horror sau? Ba da. E horror. Ok. Puțin. Raluca? Îmi plac mai multe filme și seriale. Nu pot alege pentru că îmi plac destul de multe. Ok. Deci nu poți să alegi. Măcar unul, două. Sau dacă nu poți să alegi, poți să zici trei. Sau desene animate, nu știu. Ceva... M-am uitat la un serial Departamentul de Magie, mi-a plăcut. Ok. E ok. Rămâne la asta. Mai mult, dar... Tania? Eu m-am uitat la o grămadă de filme în viața mea, dar încă nu sunt sigură. De fapt, nu am un film preferat sau un serial. Nici am uitat nici desene. Uh-huh. Și ultima oară la ce te-ai uitat? Ultima oară? Da. Ceva film? Da, orice. Pe
nu știu, poate te-ai uitat pe internet sau nu neapărat la televizor, la cinema poate ai fost, nu știu. Da, la cinema am fost. Ai fost? Da, și de ziua mea și am văzut un film Spider-Man. Ok. Ceva de genul care a durat 3 ore. Și ai stat 3 ore să te uiți la film? Da. Și n-ai adormit? Nu. Ok. Și ți-a plăcut? Da. Ok. Ai mai fost la cinema până acum? Atunci a fost a doua oară în viața mea când merg la cinema. Și mai mergi? O să mai merg, normal, pentru că și asta îmi place mult. Ok. Voi ați fost la cinema? Și ce ați văzut ultima oară? Filmul Barbie. Barbie, ok. Raluca? Am fost. Dar nu mai ții minte ce ai văzut. Păi am fost mai de mult. Am fost, cred că, de două ori sau ceva de genul. Ok. Stați puțin. Nu știu cât mai avem. 2 minute. Ok. Tania, poți să ne povestești puțin cum ți s-a părut în excursia de la Reșița? Că Bianca ne-a povestit că a văzut trenuri, locomotive, așa, cu aburi. Ok. Mi s-a părut foarte interesant, am văzut natura care era superbă pe acolo, am văzut priveliști cu munți, dar din păcate nu am avut telefonul la mine, că l-am uitat acasă și n-am putut să fac poze. Ok. Și acolo la muzeu nu ți-a plăcut? Ba da, mi-a plăcut foarte mult, am văzut și trecutul și ce făceau oamenii acum. Atunci? Atunci și acum. Ok. Și acolo ce ți s-a părut cel mai interesant? La muzeu? La muzeu mi s-a părut cel mai interesant unele camere de filmat de acolo. Din alea vechi? Da, vechi, din trecut. Ok. Raluca, tu ai fost și tu ieri cu noi, nu? Cum ți s-a părut? Păi, la muzeu a fost destul de fain, pentru că am văzut mai multe camere pe care nu le văzusem. Am văzut mai multe chestii pe care nu le văzusem până la acel timp. La locomotivele cu aburi mi-au plăcut pentru că am văzut cum m-a evoluat lumea. Ok. De unde au pornit cu trenurile. Ok. Deci ai văzut cât de mult a evoluat tehnologia în atâția ani. Ok. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut curajul să împărtășiți așa câte puțin din viețile voastre. Vă urez baftă la Filmic mai departe. Mulțumim! Și cu școala când începeți, că mai este încă puțin. Și noi ne revedem data viitoare la Filmic by STV. Thank you.